Carnavalul de primăvară a marcat apogeul programului Săptămâna Verde la școala numărul 1 Teodor Bucurescu din S-Nicolau Mare, prilej cu care elevii școlii au avut oportunitatea să strălucească. Organizat de profesoara de biologie Găvojdean Cristina, evenimentul a cuprins un vals plin de grație executat de 27 de perechi de elevi. Față de dans, copiii au fost încurajați să-și pună în valoare creativitatea prin conceperea și prezentarea măștilor la o paradă dedicată acestora. Carnavalul a oferit o atmosferă de sărbătoare, unde fiecare participant și-a prezentat costumul cu emoție și entuziasm. Ne-am pregătit din greu pentru acest eveniment. Am muncit chiar luni de zile ca să perfecționăm valsul, ca să introducem noi elemente la costumații, la tot felul de evenimente. Am încercat prima dată să realizăm dansul complet. După aceea ne-am organizat de concursul de costume pentru a putea avea un echilibru între cele două, pentru că dacă doar dansam, n-avea logică, și dacă tot e Săptămâna Verde, am decis să realizăm și un concurs cu costume realizate din materiale reciclabile, adică plase, cartoane, tot felul de chestii reciclabile. Iar dansul simbolizează, de fapt, armonia din jurul nostru, care este de fapt în pământ și în noi. Cam aceasta simbolizează evenimentul nostru. Evenimentul și-a propus să aducă bucurie, să promoveze colaborarea și creativitatea și să întărească sentimentul de apartenență la școală. Momentul a fost unul de neuitat pentru toți cei prezenți, creând amintiri frumoase și valorizând dansul de salon prin eleganța și emoția pe care aceasta le încapsulează. Săptămâna Verde s-a dovedit a fi un succes, simbolizând prin culoarea sa verde emoțiile pozitive și speranța. Acest spectacol a fost nu doar o manifestare a bucuriei și veseliei, dar și un început promițător pentru o nouă tradiție în școală.